Haideți să începem mesajul din dimineața aceasta. Un mesaj care mi-a venit, sunt în rugăciune înaintea Domnului și m-am gândit și mi-am dat seama că gândurile mele sunt de sus. Pentru că Domnul mi-a atras atenția asupra căderilor diavolului. Biblia vorbește despre trei căderi ale diavolului. Sunteți de acord cu mine? Care este prima? Din cer. Care este a doua? Din văzduh. Eu, între cele două majore, ca astea și cele două mari, între căderea din cer, din cerul al treilea, cum zice Pavel, și căderea din cerul al doilea, eu am mai pus o cădere auxiliară, pe care o găsim în Scripturi în Luca 10 și v-am mai vorbit de ea. Dar astăzi ne vom aținti din nou privirile asupra ei. Dintr-o perspectivă proaspătă, aș zice eu. Căderea aceea când Isus Hristos le-a dat putere ucenicilor să scoată demoni, să elibereze oamenii de sub dominația demonică. Dar haideți să începem cu prima, cu prima cădere. Căderea din slava lui Dumnezeu. Eu am intitulat căderea asta ca fiind rebeliunea. Oameni buni, vreau să vă zic ceva. Diavolul a căzut sau diavolul, în, în inima diavolului s-a găsit nemulțumire, în inima diavolului s-a găsit rebeliune, deși acestuia nu-i lipsea absolut nimic acolo unde era. Cine este de acord cu mine? Nu-i lipsea absolut nimic. Era într-o perfecțiune totală și dacă ne uităm în Ezechiel 28, versetele 13-15, aceste cuvinte profetice ne vorbesc despre Lucifer, despre unul dintre cei trei mari îngeri pe care Biblia ni prezintă. Care sunt cei trei mari îngeri pe care Biblia ni prezintă? Care sunt? Cine știe? Hai să vedem. Mihail, Gavril și Lucifer. Sunt trei toți trei au, au fost creați într-o perfecțiune desăvârșită. Dacă ne uităm la Mihail, Mihail în Biblie ce este? O căpetenie a războiului. O căpetenie a, a, a îngerilor de război. Ne este prezentat în Biblie unde era un război spiritual, îl găsim pe Mihail. Unde specific îl găsim pe arhanghelul Mihail în război cu celelalte căpetenii demonice? Unde în Biblie îl găsim? Haideți! În Daniel, unde îl mai găsim? În Iosua mulțumesc, da, zice că o căpetenia lui Dumnezeu uh, uh, a stat de vorbă cu Iosua și a zis, sunt cu tine să lupt, să cuceresc Canaanu, ok? Îl mai găsim în, uh, în uh, unde ni se spune? Iuda, pare mi se. Iuda ne spune că arhanghelul Mihail n-a îndrăznit să-i arunce o cuvânt de ocară ce a zis, domnul să te mustre, da? Deci îl vedem pe Mihail în război, da? El a fost creat cu, uh, de Dumnezeu. Haideți să vă zic un lucru. Dumnezeu, când a creat acești îngeri, i-a creat ca pe duhuri slujitoare, duhuri ale păcii. Pentru că în momentul în care Dumnezeu le-a creat, nu exista război. Sunteți de acord sau nu? Nu exista. Nu exista căderea luciferică, nu exista căderea omenească, nu exista antinăciune în lume. Așadar, când Dumnezeu a creat acești îngeri, i-a creat cu o slavă de desăvârșită, în pace, în liniște. Trecem la al doilea înger pe care l-ați pomenit chiar voi. Care este al doilea? Gavril. Da? Îngerul Gavril. A venit un tânăr aici și zice: Eu sunt Gavril. Un, uh, uh, un duh obraznic prin acest tânăr se dădea drept îngerul, arangelul Gavril. Și zice: Eu sunt Gavril. Bineînțeles, duhul ăla obraznic care se dădea drept Gavril, care, atenție, tângea în a fi Gavril. Pentru că Gavril este un înger de slavă, de putere. Ce este Gavril în Biblie? Mesagerul lui Dumnezeu. Mesagerul lui Dumnezeu. Lucifer, fiți atenți, stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. 14. Erai un heruvim de care? De care? Spuneți voi tare. O crotitor Cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Biblia ne spune că, că heruvimul acesta, care este astăzi Șarpele cel vechi, care este astăzi Satana, a fost creat ca fiind un heruvim de care, ziceți voi? Ocrotitor. Mai este astăzi Lucifer Ocrotitor? Ce este astăzi? Este opusul ocrotirii. Este opusul ocrotirii, da sau nu? Întrebarea mea, ca și creștin, întrebarea voastră, ca și creștin, este cum a ajuns acest heruvim? Eruvim cu aripile întinse care zice te pusesem pe muntele cel sfânt. Muntele cel sfânt al lui Dumnezeu este sfânta sfintelor cerească. Este locul din, jur, din jurul tronului lui Dumnezeu. Este locul unde Dumnezeu cu toată slava lui intensă șade loc pe care noi nu-l putem vedea astăzi. nu avem cum. Este imposibil să-l vedem. Și Dumnezeu a creat un înger care să fie acolo. Că de aceea, atenție, de aceea într-o zi, pentru că Dumnezeu l-a creat pe înger liber, într-o zi a venit un gând, pentru că era foarte aproape de ce? Și de tronul lui Dumnezeu. I-a venit un gând, știți care este acela? Cine știe ce gând i-a venit lui Lucifer? Ce ar fi dacă îl dau jos. Ce ar fi dacă la, îi iau locul lui Dumnezeu? Cum se numește păcatul ăsta? Rebeliune. Cum se mai numește? Mândrie. Cum se mai numește? Prostie. La asta nu v-ați gândit. Se numește și prostie. Pentru că în mintea mea de om, acum, mă gândesc cum să te gândești că îl poți da jos pe Dumnezeu. Din păcate, mândria asta prostească este astăzi în societatea românească la rang de cinste. Pentru că Dumnezeu ne-a spus foarte clar. Unde vă veți duce, Psalmul 139, unde vă veți duce departe de fața mea, dacă vă veți sui în cer, eu sunt acolo, dacă veți coborâ în locuința morților, iată-mă și acolo, dacă veți o aripile zorilor și vă, vă, vă veți duce până la marginile pământului, și acolo, dreapta mea vă va apuca, și acolo vă găsesc. N-aveți unde să vă ascundeți de mine, n-aveți cum să vă războiți cu mine, n-aveți cum, n-aveți cum să mă drăcuiți, să mă înjurați, să vă răzvrătiți împotriva mea. N-aveți cum să terfeliți cuvântul acesta și să găsiți mai apoi loc în care să vă ascundeți de mine. Nu! grozav lucru, spunea uh, uh, acum uh, vreo 100 de ani în urmă Jonathan Edwards, a, a avut o, feb, o, o predică în care a zis, grozav lucru este să cazi în mâinile unui Dumnezeu mânios. Vreau să vă spun un lucru, mai teribilă decât frica, unora le e frică de draci, le e frică de demoni, dar vreau să vă spun un lucru, cea mai teribilă frică din Biblie trebuie să fie frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu. Mie nu mi-e frică de dragi, dar mi-e frică de Dumnezeu. Mie nu mi-e frică de anticriz, mie nu mi-e frică de Lucifer, dar mi-e frică de Dumnezeu. Mie e frică să cad în curvie ca să nu mă judece Dumnezeu. Mie e frică să aprind țigara ca să nu mă judece Dumnezeu. Mie e frică să fac ceva ce nu-i în voia lui Dumnezeu ca să nu mă judece Dumnezeu. Dacă ne uităm în Biblie, cea mai teribilă e judecata lui Dumnezeu. Că nu există o judecată a diavolului, ci există doar judecata lui Dumnezeu. Doar judecata lui Dumnezeu. Diavolul creează o impresie falsă, o, impresie, o frică falsă. Însă, dacă te uiți la demoni în Biblie, ei mărturisesc frica de Dumnezeu și zic că ai venit să ne chinui. Ai venit să ne chinui înainte de vreme. Ne uităm în Iuda, dar vreau să dau un pic în Iuda și să ne întoarcem la rebeliunea aceasta, Iuda 1 cu 6. Spune, el a păstrat, dă-te rog frumos, Andrei, el a păstrat pentru judecata zilei celei mari puși în lanțuri veșnice. Oameni buni, oameni buni, singurul care poate să lege dragi cu lanțuri e Dumnezeu. Eu Dumnezeul ăsta l-am. Eu Dumnezeul acesta îl slujesc. Eu pe Dumnezeul acesta l-am în inimă, îl port în suflet. Eu lui mă închin în fiecare zi. Am un Dumnezeu care are lanțuri multe pentru orice drac. N-avem un Dumnezeu mare, da sau nu? E mare glorificat să fie Dumnezeu. Adule aminte, dracilor, care te hărțuiesc la nivelul minții. Adule aminte, dracilor, care te, te hărțuiesc și da, se rățoiesc la tine. Adule aminte, dracilor, cele mai puternice afirmații pe care le poți face către dragi sunt afirmațiile din Scriptură. Și o le spun, dracilor, că ei știu Iuda 1 cu 6. Dumnezeu are lansuri pentru voi. Dumnezeu a pregătit lanțuri pentru voi. Auziți cum cad lanțurile, auziți cum se ridică lanțurile de pe podeaua cerului, auziți cum îngerii lui Dumnezeu se ridică și se înalță și iau zală după zală de pe podeaua cerului și coboară din văzduh ca să vă lege, să vă împresoare și să vă arunce în locuința morților acolo unde sunteți legați. Și așteptați judecata năpraznică. Vreau să vă spun un lucru, că de versetul acesta fuge orice drac. Mă credeți? De versetul acesta se teme orice drag. Zice, El a păstrat pentru ziua zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în... Întunericul nu-i pentru mine, întunericul e pentru diavol. Întunericul nu e făcut pentru mine, de-aia mie nu-mi e frică de întuneric, pentru că întunericul meu e lumina. Haleluia! Haleluia! În întuneric, îmi aduc aminte că m-am dus odată să slujesc undeva pe la uh, Timișoara, pe la Timișoara, într-o biserică mare din Timișoara, și chiar în, și în ziua de astăzi, acolo este o biserică. Și am fost cazați în uh, uh, Sala, în, ceea ce îmi doresc și eu și vizesc foarte mult să avem și noi, un loc de cazare, de găzuire. Aveau acolo lângă biserică o căsuță cu multe camere de cazare și noi, slujitorii, am fost cazați acolo. Seara, băieții din trupă s-au dus în camera alăturată, eu condusesem de la București la Timișoara, eram foarte obosit, ei s-au dus în camera alăturată și au mai stat de vorbă, au petrecut timp, râdeau, glumeau, Uh, se simțeau extraordinar, se simțeau foarte bine. Și uh, la un moment dat uh, m-am pus, m-am întors pe partea dreaptă și m-a lovit o palmă foarte puternică peste uh, partea stângă. Pam! Un capac. Eu am crezut că e vreo glumă proastă a unui băiat din trupă. Zic, mă, cine are mă simțirea asta? dă-o încolo de treabă. Chiar glume de astea proaste să facă cu mine. Când am dat să mă întorc, am simțit o groază teribilă, zic, hopa. Când am vrut să-i stric pe băieții din trupă, n-am putut. Deodată m-a cuprins o groază extraordinară. Era ceva acolo. Era ceva acolo. Chiar acolo. În clădirea bisericii. Era ceva acolo. Cineva era supărat pe mine. Urmau șapte zile de evangelizare. Șapte zile! Șapte zile cu șapte momente de închinare, cu șapte predici, una după alta șapte zile, era prima dintre ele, diavolul era mânios pentru că vreau să zic un lucru, diavolul urlă împotriva oricărei vestiri a Evangheliei și te va căuta oriunde, numai să spună capac, dar cu o brăznicie teribilă a venit, eu am experimentat, ce vă spun este real, am, am trăit, am experimentat. În momentul respectiv m-a cuprins o groază teribilă, era întuneric în cameră, am dat să strig, n-am putut să strig după ajutor, îi auzeam pe băieți în cameră cum râdeau, cum se bucurau, cum erau happy și eu eram acolo terifiat. Și deodată singura mea soluție a fost să strig la Hristos. Singura soluție. Și am început să strig, am început să mă chin și am spus în numele Lui Isus Hristos orice dracobraznic care mă hărțuiești, orice, orice dracobraznic care crezi că mă poți speria, orice dracobraznic care crezi că mă poți împiedica să aduc această slujire în această biserică și în altele. În numele Lui Isus Hristos n-ai nicio putere peste mine și asupra mea. Și deodată am văzut în vedenie un înger cu arip cum s-a pus ca un capac peste mine. Glorie Lui Isus. Și... Am adormit, instantaneu am adormit după rugăciunea aceasta, m-am trezit și n-am mai avut absolut nimic, toată misiunea și tot drumul, glorie lui Iisus Hristos. Lupta este reală, lupta este reală, lupta este reală, dar pentru acești demoni obraznici, Dumnezeu are lanțuri. Și când conștientizez că cel ce ține lanțurile nu este diavolul, ci este Dumnezeu, și lanțurile nu sunt pentru tine, ci lanțurile sunt pentru el, perspectiva se schimbă. Autoritatea nu e în mâna Satanei, autoritatea e în mâna lui Dumnezeu. Amin. Și tu îl slujești pe Dumnezeul care are autoritate. Vreau să dai în continuare Iuda 1 cu 6, pentru că nu s-a terminat versetul. Vreau să vă citesc în continuare să vedeți aici ce zice uh, în întuneric pe îngerii care, deci fiți atenți nu zice pe demonii. Nu zice, aici, aici, este o nuanță pe care aș vrea să o remarcați. Demonii sau dracii, cum îi mai numește Biblia, zice cineva, frate, tu nu am ceva cu tine, ce? Nu îmi place că zice într-una draci, draci, draci. dar nu zic eu, măi, că e în Biblie. E un alt termen, e o terminologie. Demonion vine de la greacă. Drac vine de la slavonă, care e mai cu R, mai, ați văzut, mai, Slavona este un pic mai pe R, așa și mai. De -aia, de aia sună un pic mai dur, pentru că tot ce înseamnă slavonă sună mai dur, dr, dr. da? Aceste consoane unite cu R, care dau această limbă brută sau limbă specifică zonei noastre influențate de slavonă. Repet, este uh, uh, din rădăcina slavonică. Daimonion vine din greacă, de aia sună mai uh, călduți. Dar asta nu înseamnă că, dracii sunt mai blând dacă le zici demoni. Sună mai călduți că e din greacă, Daimonion. Și drac vine din slavonă. Dar Biblia, traducerea uh, Corniles cu Gala Galaction, folosește uh, în ambii termeni, da? Sau ambele cuvinte. Însă, în Iuda 1 cu 6. Uh, nu le zice nici drac, nici demon. Ci zice că Dumnezeu păstrează pentru ziua judecății puși în lanțuri de care? Veșnice, unde? În întuneric. Vreau să vă zic ceva, un secret. Un secret. Demonilor le e frică de întuneric. Și când ție-ți e frică de întuneric, de fapt e o influență a fricilor de întuneric. La putere, la, la, la nivelul minții. Pentru că ei știu că închiderea lor veșnică va fi unde? Unde? În întuneric. Frica de întuneric este specifică acestor duhuri care vor fi legate veșnic în întuneric. Și nu ați observat când, când e o influență demonică undeva, imediat te apucă o groază teribilă de întuneric. Frică de întuneric. Ce-o fi în întuneric? În întunericul meu este Dumnezeu care mă cheamă să mă odihnesc. La mine când se stinge lumina trebuie să dorm. Atât. Pentru mine întunericul este ceea ce a creat Dumnezeu ca să mă pot odihni și îi spun oricărui duh obraznic care întulbură nopțile, numele lui Iisus Hristos dispar că Dumnezeu a creat noaptea să mă odihnesc și să mă desfat în odihnă și să-mi încarc trupul în odihnă și să dau drumul tuturor proceselor de curățire fizică. Știți că noaptea se... E se, un în termen în, în, în anatomie. Noaptea se duce gunoiul. Știți că trupurile noastre noaptea în somn își duce gunoiul? În somn, celulele moarte sunt dezintegrate. În somn, gândurile în plus sunt procesate cu miliardele și ce creierul consideră că nu este benefic pentru mintea ta, aruncă în pubela de gunoi a gândurilor. Se întâmplă niște procese magnifice pentru că trupurile noastre noaptea lucrează pentru noi și ne curățesc ca să fim capabili și să avem energie și gânduri bune și pozitive pentru următoarea zi. Și eu îi spun diavolului, mă lași să duc gunoiul? Lasă-mă să-mi duc gunoiul, mă culc. Eu mă culc și adorm în pace, căci nu mai îmi dai liniște de plină, unde? În locuința mea, așa să fie peste voi. Așa să fie peste voi, glorificat să fie Dumnezeu. Minunate, domn Dar fiți atenți, zice, pe îngerii, bineînțeles, îngerii aceștia au, de au devenit demoni, au devenit draci, unii s-au întrupat și și-au pierdut, zice, uitați aici, ci și-au păstrat, ci -au, pardon, ci și-au părăsit ce? Locuința. Și-au părăsit locuința sub rebeliunea diavolului și unii au ales să se întrupeze și să caute să se împreuneze cu femeile, ceea ce a produs o generație distructivă, o generație inclusiv, incredibil de distrusă, e generația dinainte de ce? De potop. Și știți că în vremurile sfârșitului, demonii vor încerca, nu vor mai putea în această manieră fizică o împreunare fizică, pentru că demonii care au încercat împreunarea aceasta fizică sunt înconjurați de întuneric și de lanțuri păstrați pentru ziua veșniciei. Dar demonii vor încerca în zilele sfârșitului o demonizare a omului cum n-ați văzut niciodată în istoria omenirii. Și noi ca biserică trebuie să ne ferim de ea. Amin? Și noi ca biserică trebuie să ne punem sub odihna Duhului Sfânt și să fim umpluți de Duhul Sfânt ca să nu ne umple demonii cu Duhul Anticristului. Dumnezeu să ne păstreze curați. Amin? Zice, nu, nu și-au păstrat, nu și-au păstrat locuința. Și în alt verset, tot din Iuda, zice, nu și-au păstrat vrednicia. Pentru că Dumnezeu te-a pus într-un loc. Știți care este cea mai mare problemă în biserici? Cea mai mare problemă în biserici și de unde vin cele mai mari dezbinări, și de unde provin cele mai mari uh, certuri de partide, este, este fix același model cum s-a întâmplat în ceruri. Deci s-a întâmplat în ceruri. Dacă s-a întâmplat la Dumnezeu, se întâmplă și pe pământ. Până când Dumnezeu va curăți și pământul, cerul a curățit. Cerul a curățit, nu? Cerul a curățit. Va curăți și pământul și ne va lua acasă și vom domni în pace și în liniște o veșnicie glorificată să fie Dumnezeu. Dar se întâmplă felul următor. Oamenii nu-și văd poziția. Nu-și văd locul și nu-și cunosc locul în care a așezat Dumnezeu. Nu-și văd chemarea. Unii vor să fie pastori când n-au fost chemați să fie pastori. Unii vor să fie uh, cântăreți când n-au fost chemați să fie cântăreți. Unii vor să facă ceva ceea ce Dumnezeu nu i-a capacitat să facă. Nu i-a chemat să facă. Și neglijează ceea ce Dumnezeu i-a chemat să facă pentru a face ceea ce Dumnezeu nu i-a chemat să facă. Dumnezeu l-a creat pe Lucifer, a creat acest heruvim ocrotitor ca să fie ocrotitor. L-a pus lângă, lângă scaunul de Domnia lui Dumnezeu să stea acolo și să administreze îngerii cerului și să. El avea o influență. El avea o influență foarte mare. Din moment ce a reușit să ce? Să pervertească mințile a 30% la o treime dintre îngeri. El a avut o influență foarte mare. Dumnezeu i-a dat o influență foarte mare. Însă această influență s-a pervertit în momentul în care mândria a intrat în inima lui. Dumnezeu să ne dea inimi smerite. Amin? Și să ne, să ne arate unde ne este locul. Să ne spună unde ne este locul. Vreau să vă mai citesc un verset din Apocalipsa 13, cu 4. 13 cu 4 este ultimul verset despre căderea diavolului din văzduh. Și nu, 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 12, scuză-mă, 12 cu 4, 12 cu 4. Să vedeți ce coadă are diavolul cu care trage și astăzi. Cu coada trăgea după el ce? A treia parte din stelele cerului și le arunca pe pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Aici este vorba despre Hristos, da, pe care diavolul a vrut să-l nimicească. Dar vedeți coada diavolului. Eu știu că diavolul își bagă și astăzi coada în biserici. Este adevărat, da, sau nu? Își bagă coada în biserici. Are o coada rebeliunii pe care caută să o bage în biserică, dar în numele lui Iisus Hristos, știți, ca șopârla. Câți de aici ați prins șopârle, mâna sus? Când sperii și-o pârla, și-o pârla face ceva. Cine știe ce face? Își lua să cadă, coada. Așa m-amuzam și țineam în mână cozile alea care se zbenguiau în mâna mea și mă rog în numele lui Iisus Hristos, Drace, oricât de terifiant ar fi coada, las-o în urmă și fugi. S-a luat cineva de fratele Daniel și zice, îi zice, și am înțeles că era chiar pastor persoana asta, zice, frate Daniel, a avut el un titlu de predică cu de, 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 diavolul care se teme de, de oameni. Și zice, frate, niciodată diavolul nu o să se teamă de oameni. Și am zis așa, eu știu un verset din Biblie care zice, supuneți-vă lui Dumnezeu, ce mai zice? Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. El va fugi de la voi. De la cine zice că fuge? De la noi. De ce? Pentru că Hristos e noi. Amin? Zice: supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și El va fugi de la voi. Cu ocazia aceasta și prin acest verset, trec la punctul 2, care vorbește despre căderea. Diavolului din Văzduh, când ucenicii au primit autoritatea lui Hristos. S-a întâmplat ceva ce mii de ani, mii de ani nu se întâmplase în lume. Fiți atenți ce se întâmplase. Și vreau să dăm la Luca 10, dau și eu împreună cu voi, la Luca 10, îmi place așa de mult versetul acesta. După aceea, versetul 1, după aceea Domnul a mai rânduit alți șaptezeci de ucenici și a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Și le-a zis, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați-l dar pe Domnul secerișului să scoată lucrător la secerișul sau adică, Domnul ne spune aici, am uns 70, dar mai este nevoie. Sunteți sunt de acord cu mine, mai citesc o dată versetul. Deci Biblia ne spune în versetul 1 că Iisus a uns 70 și apoi le zice mare este secerișul, adică mai e nevoie, ăștia 70 care ați fost unși, sunteți încă puțini, sunteți încă insuficienți. Eu vă dau putere, dar rugați-l pe Domnul secerișului să, să mai scoată. Vrei să fii scos? Vedeți, vedeți care este cuvântul? Scoateți! Scoateți! Eu mă rog Domnului să scoată oameni din biserică, dar nu cu drag de rebeliune în ei, ci să-i scoată cu Duhul Sfânt care să meargă în lume și să secere grâul care este copt. Amen. E diferență, e diferență, e diferență foarte mare. Zice, rugați-l pe Domnul să scoată. Unii ies din biserică, eu nu înțeleg cum ies unii din biserică plini de draci, plini de duhuri, plini de obrăznicie. Ies din biserică și ei sunt tot nervoși, ei sunt tot răi, ei sunt tot rebelioși, ei, sunt, ei tot nu-și văd scopul, ei tot nu-și văd rolul. M-aș bucura și mi-aș dori să veniți la biserică obosiți. N-am greșit cuvântul. Dar să veniți obosiți, nu că ați stat aseară, la taclale și nu cu o săptămână ați muncit fără să deschideți odată gura ca să-L vestiți pe Hristos. Și mi-aș dori să veniți ca ucenicii Domnului Isus Hristos, care au venit la Isus Hristos obosiți de atâta muncă. Am predicat la Paris din, din, Marcu 6, unde ne spune acolo că ucenicii erau atât de obosiți că vesteau Evanghelia și unii veneau și plecau, veneau și plecau și ei nu apucau nici să... Ni să mănânce! Eu mi-aș dori să, să fiți obosiți de lucrarea Domnului. Vă spun un lucru, când sunteți obosiți de lucrarea Domnului, nu mai aveți chef și nici spor în nicio rebeliune. Nu mai aveți chef și nu mai aveți spor de nicio răzmeriță. Nu mai este chef și nu mai este uh, poftă de nimic altceva decât de Cuvântul lui Dumnezeu. Veniți obosiți la Hristos ca să vă umple iar de putere, să vă umple iar de, de vlagă, de poftă, de a vesti pe El. Cui îl ai vestit săptămâna asta pe Domnul? Ce le-ai spus? Am predicat la conferința pentru familii, prima sesiune pe care am avut-o a fost din Filipeni, capitolul 1, în care Pavel, vorbind cu filipenii, vorbind cu ucenicii lui, ucenicii lui Hristos din Filipii, de șapte ori le-a vorbit într-un capitol pe care îl citești în trei minute, de șapte ori le-a vorbit de Evanghelie. Și începe, voi luați parte la Evanghelie, apărați Evanghelia, înaintați Evanghelia, ce, ce mai era acolo? Erau șapte puncte fără frică să vestiți Evanghelia. Erau șapte puncte, am zis patru dintre ele, șapte puncte în care Pavel îndeamnă biserica, slujiți Evanghelia, trage stare pentru Evanghelie, investiți în Evanghelie, trăiți Evanghelia, fără frică, zice, într-un suflet, luptați pentru Evanghelie. Noi ne ducem, ne despărțim, suntem câteva sute în dimineața asta și ne despărțim și fiecare luptă pentru ale lui, fiecare luptă în dreptul lui, fiecare luptă să-și mai facă câte ceva. Eram ieri în holul hotelului și coboram din eforie nord cu, cu, cu liftul, coboram și mă duceam către sala de conferințe și în lift Duhul Domnului a căzut peste mine și mi-a zis, spune-le! Să nu-și mai facă un, un să nu-și mai caute, să-și facă un loc de odihnă în lumea asta, că nu va mai veni peste pământ odihnă. Da, e de acord cu mine. E în același duh. Da, am zis simplu, da. Spune-le să-și caute odihnă în mine, că și dacă au odihnă în mine, oriunde ar fi, vor avea pace. M-am gândit, Doamne, asta este realitatea, asta este problema. Voi credeți că mai e timp să îl pierdem? Uitați-vă la ce se întâmplă în lume. Uitați-vă la cât de puternic a pătruns dracul în lumea aceasta. În Belgrad, lângă noi aici, au avut loc două atentate. Copiii au început să fie infuzați, nu la voia întâmplării. Vreau să vă mai spun încă un lucru. Nu la voia întâmplării în, în, în lumea aceasta și în ultima vreme au scăpat în lume o puzderie de droguri psihedelice prin care dracii intră foarte ușor în inimile și în mințile copiilor. Cei ce sunt ai Domnului și copiii noștri în numele Lui Isus vor fi feriți de droguri, amin? Copiii mei, copiii tăi, copiii noștri, a venit fiul -mi la mine de 14 ani și vorbeam despre marijuana cu el și spuneam, tati, dar tu, eu, eu credeam că îl previn, că atunci e momentul. Și zic, tati, dar tu ai auzit de, îl, testam, tu ai auzit de marijuana? Uită la mine Eu am zis că privirea lui întreabă ce aia Mă lasă să vorbesc Îi spun, îi povestesc, îi explic Și după ce termin zice tu ai, tu ai idee de câte ori am refuzat marihuana? Așa pățim și cu lecțiile noastre de sexualitate cu copiii noștri Încercăm să le explicăm, știi, tati, știi, că nu era cu barza Se uită la noi. Îmi zice, tati, tu, și el, e, e, termina clasa 8-a, eu am zis că îl pregătesc, că intră la liceu și la liceu e altfel, e alt mediu. El era clasa 8-a și îmi zice, tati, din tra 5-a până într 8-a, știi de câte ori am refuzat marihuana? Știi de câte ori Dumnezeu m-a ferit să nu fumez marihuana și alte cele? Nu la voia întâmplării în vremurile astea atât de drăcești, atât de demonice, o puzderie de droguri. Uitați-vă la festivaluri, a fost un festival acum la, 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 la mare și vor, vor fi puzderii de festivaluri la mare, la munte, peste tot, în Cluj, peste tot și acolo sunt o, o mulțime de trimiși ai diavolului care să pângărească mințile oamenilor pentru că ea care fumează acele substanțe interzise, acele substanțe care deschid prin viciu, forți demonice. Titlu mare la televizor, copilul din clasa a șaptea care a ucis opt alți copii și un gardion, clasa a șaptea. Clasa a șaptea, dacă te uiți la ei, n-a trecut lama peste mustăcioara lor pana corbului. Deci n-a trecut lama, are puf, în care puf, și el a luat pistolul, deși avea la barbă puf, ca pinguinul, ăla mic, baby pinguin, a luat pistolul și a ucis opt copii și un gardian și alții se zbat între viață și moarte, deși avea puf la barbă. Și titlu mare era sub influența drogurilor, consuma droguri. Oameni buni, trăim într-o lume care se îndreaptă într-un mod pervers spre demonic. Și trebuie să închidem foarte puternic porțile bisericii și să le zăvorâm foarte bine ca în ele să nu pătrundă și în casele noastre să nu pătrundă prostituție, videochat, only fans, pornografie, zoofilie, toate depravările sexuale și toate patimile scârboase ale dracului, L-ați văzut pe Cristian Terheș în Parlamentul European, cum a prezentat o expoziție de, de picturi, ți se făcea scârbă în Parlamentul European, care poate să fie vizitat de copii, care Parlamentul European care ar trebui să fie locul cel mai curat, pentru că este locul unde se dau legi. Și ne mirăm de ce vin PLX-145 peste noi, în care ți se spune: Avem autoritate de plină asupra copilului tău. Dacă ni se pare că nu, că nu ne asculți, îți putem lua copiii. Vorbeam ieri cu, cu o familie cu care am luat masa, ieri după masă, am, am stat la masă cu ei și le spuneam ce se poate întâmpla și ce îți poate trece prin cap când îți ia copilul. Îți vine să te omor, dar nu poți. Mă gândesc la lume, nu la noi. Că se întâmplă asta în lume. Îți vine să te omori, dar nu poți pentru că trebuie să lupți pentru copilul tău. Ai vrea să te răzbun, dar n-ai cum că nu știi pe cine. Că au venit unii mascați, au luat copilul, ți-l au dus nu știi unde. Pe cine să te răzbuni? Ai vrea să te duci noaptea să-ți-l răpești, dar unde? Asta vor. Sistemul ăsta drăcesc există deja în Europa. Știți de ce? Pentru că în Parlamentul European de unde vin legi, pentru că acolo au făcut expoziție satanică cu Iisus înconjurat de depravați, cu unul destrăbălat în pielea goală, în, se, se expunea pe acolo în formă de cruce, cu vrăjitorie crasă, cu demonism cras, cu ocultism cras. Și noi trebuie să avem încredere în ei? Și noi trebuie să avem încredere în legile lor? Țineți-vă copii aproape! Țineți-vă copiii lângă voi. Țineți-vă copiii în biserici. Au unii chef să se ducă. Au unii chef să fugă. a unii chef să scoată familiile din biserici. M-a întrebat cineva, dar ce o să se întâmple cu familia aia, de a ăluia care s-a răzvrătit împotriva bisericii? Păi întrebați-l pe el. Că au chef să fugă. Că au chef să plece. Duceți-vă. Ieșiți. Dacă credeți că aici nu e pace, dacă credeți că aici nu e liniște, sunteți invitați să plecați, sunteți invitați să ieșiți, duceți-vă, smulgeți-vă familiile alea care abia au gustat din Hristos, care abia au îndrăznit să calce în biserică. A venit unul la biserică, nu știu ce, i-a băgat dracu în cap și s-a răzvrătit și a plecat și a luat părinții care abia veniseră de două, trei ori în biserică, care abia călcaseră în biserică. Care fuseseră eliberați de duhuri care nu le permiteau să intre, și când au ieșit din biserică, părinții se uitau cu jind. Dar s-au dus și ei. Și m-am întrebat ce o să se întâmple cu ei, Doamne. Ce o să se întâmple cu părinții acestor răzvrătiți. Și Duhul Domnului mi-a zis așa: Cei răzvrătiți vor răspunde de sângele părinților lor. Cei răzvrătiți vor răspunde de sângele celor pe care i-au întors de la Hristos. răspundeți de sângele lor. În biserică nu va a fost bine, în biserică nu v-a fost cald, că ați avut ceva de împărțit cu, împărțit cu fratele și sora, că ați avut ceva de împărțit cu mine, când afară e dracu în pielea goală. Ați avut ceva de împărțit cu mine. Stați aici, stați în casa Domnului, aduceți-vă copii în casa Domnului, vi plimbați între biserici, vi plimbați ca și când bisericile ar fi cluburi, școli și grădinițe unde ați găsit Duhul lui Dumnezeu Sădiți-vă copii acolo. Sădiți-vă părinții acolo. Stați și plângeți și întrebați-vă dacă eu ies pe ușa aia, ce se va întâmpla cu copilul meu. Dacă eu las pe diavolul să pună mărăciune în inima mea. Dacă eu las pe diavolul să se certe cu fratele și cu sora mea și îmi smulg familia din biserică, ce se va întâmpla cu familia mea? Îți zic eu ce se va întâmpla. O să zic că eu în biserică nu mai calc niciodată că sunteți niște nenorociți, sunteți plini de certuri, sunteți plini de invidii, sunteți la fel ca lumea și sufletele lor vor ajunge în iad pentru că n-ați știut să trăiți în pace. Pentru că v-a interesat scandalul. Trăiți în pace cu oricine. Zice că nu nucenicii au venit la Domnul Isus. Chiar mă gândeam, hai să vă zic una tare, apropo de răzmerița asta diavolului, de rebeliunea asta diavolului. știți că am fost pe Național Arena și acolo m-am rugat mult înaintea Domnului și am spus, Doamne, ce să fac? Pentru că erau foarte mulți, mii de oameni din toată țara care îmi scriau și îmi spuneau, frate Toni, vrem ungere, vrem să venim la altar, vrem să îngenunchem, M-am luptat mult să obținem gazonul, n-am putut, ne cereau 450.000 de euro. M-am luptat mult să, să putem să găsim un loc unde să vină oamenii și să se să, să, să îngenuncheze. Jandarmeria și cei de la pază, fratele Mihai poate să confirme, n-aveau cum să ne lase să chemăm 7.000 de oameni într-un loc, pe un stadion. n avei cum să... Unde șapte mii de oameni să înghesuie într-un loc? Nu este permis. nicio firmă de pază și nici o jandarmerie nu o să-ți permită niciodată așa ceva. Și m-am rugat și am zis, Doamne, ce fac? Și Duhul Domnului m-a călăuzit. Fapte 19. Basmale. Basmale. Ia basmale. Ia cât de multe. M-am luptat. Cineva ne-a ajutat cu o sponsorizare, ne-a cumpărat 5.000 de batiste. Mai aveam noi vreo 2.000 pe aici. Am făcut șapte de batiste. Le-am uns cu un de lemn. Ne-am rugat pentru ele, ne-am rugat peste el, exact ca Fapte 19. Când, la fel, Pavel nu putea să ajungă la oricine, nu putea să se ducă oriunde, dar oamenii știau că Dumnezeu a pus autoritate peste el. Și astăzi există oameni ca Pavel, ca Petru, ca Ioan, ca Apostolii Domnului Iisus Hristos și astăzi există aceeași autoritate și putere în oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu. Amen? Amen. Și oamenii, în oamenii pe care Dumnezeu îi unge. Și. Duhul Domnului m-a călăuzit după, repet, după ore de stat în rugăciune și întrebat pe Domnul. Și după ce am făcut aceste șapte mii de batiste, le-am dat pe stadion și au apărut mii de mărturii, de vindecări și de eliberări, de botez cu Duhul Sfânt și mii de mărturii că Duhul Sfânt a lucrat cu putere. O familie e fratele Beni acolo în spate care își plimbă copilașul, vedeți? Îl vedeți, Beni ridică o mână, salută-ne, Dumnezeu să te binecuvinteze. Eram la conferința pentru familii și Beni îmi zice o mărturie. Zice, Toni, fii atent să te încurajezi la faza cu batistele, că am văzut că au sărit mulți, au început să facă uh, mișto de tine, de lucrarea Domnului, de fapt 19, 11 cu 12, de fapt uh, bat jocoresc cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu înțeleg acest paradox al celor care se dau creștini, dar nu cunosc creștinismul. Eu nu înțeleg pa paradoxul ăsta. Adică dintr-o poziție de pastor, tu să faci mișto și bășcălie de o practică care se găsește în Biblie la unul dintre apostoli. Cum să faci mișto de ungerea cu un de lemn? Cum să, să, să bagiocorești așa ceva? Păi, întrebarea mea este, omul ăla este pastor sau e altceva? Voi ce părere aveți? E pastor sau e hoț? Eu zic că e hoț. E hoț de oi, e hoț de ungere e hoț de putere? Pentru că oamenii ăștia cresc în pepinierele lor, nu le poți numi biserici, sunt pepiniere de bagiocoritori. Oamenii ăștia cresc în pepinierele lor și au mulți adepți, numai bagiocoritori. Și ei când ies la atac, ies în hoarde. Ies în hoarde și bagiocoresc lucrările lui Dumnezeu care se fac conform Bibliei și în ziua de astăzi. Și îmi spune Beni, îmi zice Tony, hai să-ți dau o încurajare. Știi că pe, uh, când era COVID-ul, am venit la tine, eu am uitat că au venit mii de oameni. Am venit la tine pentru tatăl meu care era în spital și care era pe moarte. Plămânii lui nu mai funcționau, uh, uh, saturația de oxigen era minimă, era pe moarte, funcționau plămânii prin aparatele respective și am venit la tine, frate Tony dă-mi o batistă cu ungere, tata din Târgu Jiu, nu? Din Târgu Jiu. Și am plecat, nu știu, sora s-a dus la Târgu Jiu, nu? Sora Lubenii Nati, adică Nati ești prin biserică? Care e de la noi de la biserică, Dumnezeu să o binecuvinteze? Mai nou, Dumnezeu să o binecuvinteze, a plecat spre Târgu Jiu. Pe drum a fost un accident atât de urât încât o dubă a căzut peste mașină. A căzut peste mașina lui, lui Nati. Beni, confirme asta? A căzut duba pe partea unde era Batista pusă. Nu mai să abandoneze acolo o mașină cu Batista, cu tot. Batista era pusă pe locul din dreapta. Nati a scăpat teafără nevătămata, a luat Batista și s-a dus la Târgu Jiu. A pus Batista în spital pe pieptul tatălui cu ungerea respectivă și s-a rugat și în numele lui Iisus Hristos, Duc de viață, intră din nou în tată vindecă-l pe tata. Se trezește tata. Își revine tata. Plămânii lui tata încep să funcționeze. Saturația normală, bună. Trăiește tata până în ziua de azi. Glorificat să fie Dumnezeu. Și acum, fază și mai tare. Tata a urmărit evenimentul de pe Național Arena. Și zice, îl întreabă copiii, cum e tată, ți-a plăcut? Mi-a plăcut, da. Bă, dar n-am înțeles faza aia cu Batistă. mă. Eu, mi s-a părut ciudată, mă, faza aia cu Batist. Nu, de ce trebuie să dea el Batiste pe stadion, pe acolo? Dar copiii, tati, tu știi când erai pe moarte, că am venit de la București, am pus o Batistă pe pieptul tău și Hristos te-a ridicat din morți? A, da, da. Da, da n am mai zis nimic. n am mai zis nimic. Vorba lui nevastă mea, să te ferească Dumnezeu să ai nevoie de o batistă. Să te ferească Dumnezeu să ai nevoie de batista pe care ai bagiocorit -o. Să te ferească Dumnezeu să umbli din ușă în ușă pe la biserici, să cauți pe cineva care să-ți dea o ungere pe batistă, să-ți vindești copilul. Să te ferească Dumnezeu pe tine, bagiocoritorul, bagiocoritorule, n aruncă cu blestemea asta nu-ți blesteme, am zis să te ferească. Să te ferească Dumnezeu. Pentru că Eroboam când a bagiocorit închinarea când a bagiocorit închinarea de la templu, când a bagiocorit închinarea din casa lui Dumnezeu, Ieroboam când a zis, nu vă mai duceți la încuiații ăia, nu vă mai duceți la nebunia de la Ierusalim, nu vă mai duceți la nebunia de preoți din templu, vă fac eu doi viței, viței jocurii, viței răzvrătirii, vă fac aici doi viței, veniți la mine, veniți la viței mei și într-o zi, Copilul lui Eroboam s-a îmbolnăvit de moarte și nevastă-sa, regina, s-a îmbrăcat într-o femeie normală, simplă și a acoperit capul și s-a dus la prorocul Ahia. S-a dus la prorocul care nu vedea, prorocul orb și a zis, îl prostesc pe ăsta. Aaaa! Când erai bine, când erai pastor cu burtică, când erai pastor cu ceafalată, când erai pastor înconjurat de noriaș, în când erai pastor în biserică și credeai că ai putere să bagiocorești jocorești lucrarea lui Dumnezeu, credeai că ai putere să bagiocorești jocorești ungerea cu un de lemn, credeai că ai putere să bagiocorești jocorești totul. Erai bine! Când s-a îmbolnăvit copilul și ai pus biserica, rugați-vă pentru mine. Și ai văzut că nu se întâmplă nimic. Ai chemat pastorii tăi bagiocoritori și n-ai găsit unul dintre ei cu curaj și cu îndrăzneală și cu credință. Și când vezi că copilul tău se sufocă moarte, ți-a trecut un gând. Nu era bun ăla cu batiste. Nu era bun ăla cu undelem nu era bună la prin care Dumnezeu a făcut bada, hai să ne dăm alții și să obținem vindecarea. Dar Dumnezeu, putem să orbim, să fim așa ca Ahia, la bătrânețe. Vreau să spun un lucru, Dumnezeu nu uită bagiocoritorii. Nu uită, nu uită, nu uită că ai ridicat viței de bagiocură. Nu uită că ai ridicat viței de rebeliune. Îmi spune Domnul, voi intra la judecată cu cei ce se răzvrătesc. Și a început, Doamne. Și a început, Dumnezeu. Voi intra la judecată cu casa care se răzvrătește împotriva lucrării mele. Și a început, Doamne. Au plecat unii răzvrătiți din mijlocul nostru, care când, când au fost între noi, au primit daruri, au primit vorbirea în alte limbi, au primit prorocii. Și când au ieșit răzvrătiți, că au vrut poziții, că au vrut nu știu ce, că au vrut ei, că a intrat dracul cu mândrie în inimile lor, când au ieșit duhul Domnului, mi-a zis, le voi lua tot ce le-am dat. Și ultima oară când am auzit de unul dintre ei zice, știi că la bat jocorește vorbirea în alte limbi și zice, noi nu mai vorbim în alte limbi că e o prostie, că e o mizerie și nu ne trebuie. Și am zis, păi nu mai vorbește că nu mai poate că i-a luat-o Dumnezeu. Ai auzit? Că ți-a -ți Dumnezeu, îți ia Dumnezeu tot ce ți-a dat. Dacă te răzvrătești împotriva lui și îți mai ia ceva, știi ce îți mai ia Dumnezeu ultimul lucru pe care ți-l ia? Veșnicia. Veșnicia. Și de asta trebuie să -ți fie groază. Ieroboam a ridicat viței de răzvrătire. Haideți la mine că vă dau eu, haideți la mine că fac eu slujbe, haideți la mine că bagiocoriți vindecarea. Voi nu vă dați seama că de fapt diavolul vrea să bagiocoriți puterea de eliberare, puterea de vindecare a lui Hristos, puterea de eliberare de vicii și de păcate. De fapt diavolul întotdeauna a avut strategia asta de a spurca și de a, de a denigra și de a arunca cu noroi în lucrările lui Dumnezeu care sunt vii și în care se întâmplă ceva. Voi ați observat asta, da sau nu? Ați observat-o! Și când a intrat soția lui Eroboam pe ușă, prorocul care era orb, asta e în Biblie, dacă nu mă credeți, citiți. Doi împărați, prorocul și ce-i zice? Tu, nevasa lui Eroboam, de ce te dai drept alta? Iată că copilul pe care îl ții în brațe și care este bolnav va muri. Dar ferice de el că va muri, că va fi singur îngropat în mormântul lui. Că toți ceilalți care v-ați răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, vi se vor spulbera oasele și carnea în tot Israelul. Și unul nu va mai fi îngropat în mormântul lui. Nu, nu întreg, cel puțin. Nu întreg. A ieșit femeia lui Eroboam afară, copilul i-a murit și prorocea s-a împlinit. Pentru că a fost singurul din neamul lor care a fost îngropat în mormânt, care s-au fost risipiți de Dumnezeu. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Cu Dumnezeu nu te joci. Niciodată. Cu Dumnezeu nu te joci. Nu poți înălța vițeiei rebeliunii contra casei lui Dumnezeu și să rămâi așa. Nu poți! uite te la toate cazurile de răzvrătire față de Dumnezeu, nu față de Toni. Eu n-am o lucrare a mea. Nu față de cutare, cum spunea, mi-a plăcut fratele Pustan, fratele Vladimir Pustan spunea, uitați-vă în Biblie, ce s-a întâmplat cu cei ce omoară mesagerii lui Dumnezeu? Uitați-vă în Biblie, pentru că vreau să atrag un semnal de alarmă către biserică. Se ridică o generație care o să moară sfâșiată de urși, cum a murit pe vremea lui Elisei. Se ridică în biserici o generație de bagiocoritori și fratele Vladimir Pustan atrăgea atenția de la și împotriva acestei generații, care lovește în preoți, care lovește în pastori, care lovește cu, 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 cu bagiocură se fac afișe, se fac filmulețe, se fac pagini care să batjocorească lucrări sfinte, care fac ceva. Și vreau să vă spun un lucru, vor avea soarta lui Eroboam, a soției lui Eroboam și a copiilor lui Eroboam. Nu o spune Toni, o spune Biblia. Nu o spune Toni, o spune cuvântul lui Dumnezeu. Vreți să culegeți bagiocură? Vreți să culegeți roadele bagiocurii voastre? Pentru că dacă mă bagiocoriți pe mine, Tony nu pierde nimic. Eu nu pierd nimic, ci eu câștig. Știți ce câștig? Ce câștig eu? Răsplată. Zice, ferice de voi când veți fi bagiocoriți. Ferice de voi. Eu câștig răsplătire, câștig binecuvântare, câștig favor, cum spunea Ciprian. Câștig favoare. Bagiocoriți-mă bagiocoriți-mă, loviți în mine, loviți în alți pastori. Dar întrebarea mea este, ce câștigați voi? Ce câștigați voi? Laicuri, like nu e adevărat, stai liniștit că nici laicuri like n-au. Lea Dumnezeu și laicuri, like n ați văzut ca unul, două? Nici laicuri like n-au. de își bagă unghiile în gât. Eu le mai spun unora, mai aveți unghii? Nu v-au rămas implantate în gât? Oameni buni, nici, nici atâta n-au. Nici atâta n-au. Atât de puternic este cuvântul acesta care zice aici, l-am văzut pe cine? L-am văzut pe satana, versetele 17, zice, cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Și Iisus le-a zis, am văzut pe satana căzând ca ce? Ca un fulger din cer atunci zice Iisus că l-a văzut pe satana căzând ca un fulger din cer. Știți de ce? Pentru că am stat și am meditat chiar la conferința aceasta pentru familii, vorbeam cu cineva. Dacă pui un om simplu în fața unui demon, indiferent de puterea demonului respectiv, om simplu, nu, nu vorbim de un om, de un creștin, un om simplu, cine are mai mare putere? Demonul. Orice om și orice demon ai lua, Raportul de putere între demon și om este foarte, foarte mare. Demonul are niște capacități pe care omul nu le are. Omul e limitat în carne. Omul poate fi rănit în carne, din carne curge sânge. Omul poate fi atacat din 17 mii de perspective diferite demonul poate să-l atace hormonal la nivelul minții, să-i schimbe creierul să-i infuzeze numai hormon de panică de stres, de, de nebunie, de frică demonul poate să-i afecteze glande care să-i afecteze organismul, demonul poate să-i afecteze mintea care să producă gânduri parșive destrăbălate, demonul poate să-i afecteze inima care să, să facă infarct, demonul poate să afecteze plămânii, ficatul și tot demonul poate să afecteze duhul omului care înseamnă rebeliune, sentimentele omului care înseamnă ură, sentimentele omului care înseamnă dezgust, scârbă față de orice este bun și curat. Demonul are capacitate să se distrugă omul în 17.000 de variante diferite. Raportul de putere între om și demon este colosal de mare. Bineînțeles, demonul ar câștiga oricând. Știți de ce a căzut diavolul ca un fulger din cer în contextul acesta, știți de ce? Pentru că ființa asta plăpândă care este omul a primit putere să-l bată pe diavol. Omul ăla plăpând care putea să fie atacat. Putea să se joace diavolul, ea. putea să-l ia diavolul din orice poziție și să-l distrugă, putea să zică diavolul cu, cu dispreț, unde-l atacăm pe Hai să-l facem la minte și diavolii se distrează chinuind oameni. Hai să-l facem la nivelul minții, hai să-l speriem, hai să-l înfricăm, hai să trimitem spre el un cancer, hai să trimitem o boală, hai să-l nenorocim, hai să-l distrugem, hai să-l facem varză, praf. Și dintr-o dată, dintr-o dată omul ăla primește autoritatea lui Hristos, îl primește ca stăpân pe Hristos și zice, toți cei ce veți crede în mine și în puterea mea, din inima voastră vor curge râuri de apă vie și veți avea putere să mustrați în numele meu orice dracobraznic. Și diavolul s-a prezentat imediat, pentru că a fost primul moment în istorie când o masă de oameni au primit autoritate deodată împotriva diavolului. A fost prima oară în istorie. Și de atunci se întâmplă mereu glorificat să fie Dumnezeu. De atunci se întâmplă mereu. Diavolul e mâniat. Diavolul nu mai poate de ciudă. De-aia diavolul urlă împotriva mea. de a diavolul urlă împotriva bisericii Profides. Biserica Profides e atacată din interior, din exterior, din lume, de către alte biserici care se dau drept biserici. Dar știm că nu sunt din moment ce atacă lucrarea lui Dumnezeu. Chiar stăteam și mă gândeam, mă gândeam la un lucru. Știți că uh, Hristos se compară în, în, în scriptură cu un trup. E adevărat da, sau nu? se compară cu trup. Lucrarea Duhului Sfânt face parte din acest trup al lui Hristos. Sunteți de acord cu mine? Moralitatea Scripturii face parte din trupul lui Isus Hristos. Deci, trupul lui Hristos împărțiți-l, dacă vreți, în așa, în moralitate, tot ce înseamnă lege morală, și puterea Duhului Sfânt. Hai să-l împărțim doar în două. Sunteți de acord cu mine? Îl împărțim în două. Imaginați-vă că picioarele, partea inferioară a trupului lui Isus, este moralitatea. Partea superioară a trupului lui Isus, inclusiv capul, este partea de putere, de autoritate, lucrarea Duhului Sfânt. Eu nu pot să vin la Isus Hristos, că aici este o problemă și aici este un scurt circuit în, în multe biserici. Eu nu pot să vin la Isus Hristos să-i pup picioarele, adică ce? Ce e partea inferioară? Moralitatea. Adică, eu predic contra divorțului, eu predic contra avortului, eu predic contra beției, eu predic contra urii, eu predic contra tuturor păcatelor. Eu sunt vocal împotriva destrăbălării sexuale din veacul acesta. Eu sunt un moralist impecabil. Viața și familia mea este impecabilă. Sunt un moralist. Și imaginați vă că eu stau la picioarele lui Isus și îi pup într una picioarele. Îi pup într una picioarele lui Isus. Sunt foarte moral. Dar când mă ridic la nivelul lucrării Duhului Sfânt îl iau la palme. Și dau palme. Și pălmuiesc chipul lui Iisus Hristos care am spus că este ce? Puterea. Voi sunteți de acord cu astfel de atitudine, da sau nu? Era pătruns de... El era la da, da, ai dreptate. Asta se întâmplă cu mulți. Mă, și aici este, aici, atenție, ce vreau să vă spun. Aici, aici suntem și furați noi, ca biserică. Pentru că vedem oameni foarte morali, vedem predicatori foarte morali, vedem predicatori care sunt foarte vehemenți contra păcatului și după aceea îi vedem foarte vehemenți împotriva puterii și lucrării Duhului Sfânt. Și nu înțelegem. Și nu înțelegem ce se întâmplă dăm share la o postare în care îl vedem pe omul respectiv foarte vocal contra destrăbălării sexuale, foarte vocal contra furării copiilor din familie, foarte vocal contra avortului sau divorțului, foarte vocal împotriva alcoolului, taxează necurăția din societate. Dar Devenim confuzi când aceeași persoană foarte morală lovește în prorocie, lovește în vedenie, lovește în semne și minuni, lovește în darurile Duhului Sfânt, lovește în puterea lui Dumnezeu, pentru că Biblia ne spune împărăția lui Dumnezeu nu stăm mâncare și în băutură, ci stă în putere, amin? Fapte 2 cu 22, dă-te rog frumos Andrei, fapte 2 cu 22 ne spune om a devenit de Dumnezeu, adică Iisus Hristos, da? Bărbații Israeli să ascultați cuvintele acestea, pe Isus din Nazaret, ce? Om a devenit de Dumnezeu înaintea voastră prin? Minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți. Vreau să vă spun un lucru și nu vă mai lăsați păcăliți. Creștinismul nu-i doar moralitate, pentru că și sofiștii sunt morali, pentru că și stoicii sunt morali și pentru că alte religii sunt morale. Și budismul are un soi de moralitate. Multe religii ale lumii sunt morale, dar n-au putere. Nu vă mai lăsați înșelați. O, dar stai mă că pastorul ăsta este foarte vehement împotriva păcatului. E doar moralist. E doar moralist, dar relisește puterea Duhului Sfânt. Pentru că tocmai a pupat picioarele lui Isus, dar i-a pălmuit obrajii. Pentru că nu poți, ca și copila lui Dumnezeu, acum să predici de moralitate și mâine să predici contra lucrării Duhului Sfânt. N-ai cum! N-ai cum! De-aia vă zic un lucru. Depărtați-vă de cei ce predică morala. Sunt foarte buni moraliști. Dar lovesc în lucrarea Duhului, sunt. Pentru că ei sunt doar moraliști. Ei sunt doar moraliști. N-au o treabă cu puterea lui Dumnezeu. Lasă fapte 2 cu 22. Fapte 2 cu 22. Om. Isus Hristos din Nazaret, Nazaret. Om ce? A devenit de Dumnezeu unde? Înaintea voastră. Doar prin spiciuri moraliste, vă spun doar prin spiciuri moraliste? Vă întreb. Zice, a deverit de Dumnezeu înaintea voastră printr-o morală impecabilă. Iisus a fost și a avut o morală impecabilă. Dar aici ne spune că a fost adeverit prin puterea lui Dumnezeu care s-a manifestat prin el. Așadar, așadar, aveți grijă. Aveți grijă. Pentru că diavolul a căzut, a căzut ca un fulger din cer când în România s-a ridicat o generație care a zis până aici, ne vom ridica și noi înaintea Lui Dumnezeu și vom sta drept. Vom sta drept înaintea Lui Dumnezeu. E abia începutul. Ne-am adunat 20 de mii pe Național Arena, ne vom aduna alte zeci de mii. Ne vom aduna zeci de mii în piața Victoriei, ne vom aduna zeci de mii în piața Constituției, vom sfinți ce loc și se va vedea că nu e pentru ambiții politice. Spuneți-le tuturor, nu vreau să candidez. Dumnezeu m-a chemat peste președinția acestei țări, Dumnezeu m-a chemat peste politicul acestei țări, Dumnezeu m-a chemat peste partidele acestei, acestei țări, Dumnezeu m-a chemat să le slujesc, Dumnezeu m-a chemat să slujesc președinția, Dumnezeu m-a chemat să slujesc politicul acestei țări, Dumnezeu Dumnezeu m-a chemat să fiu profeta lui în națiunea asta, în care să predic cuvântul lui după inima lui Dumnezeu și să spun ce Dumnezeu vrea. De la președinte, de la politic, de la partide, de la biserica lui, de la mine, în primul rând. A, Tonii, adună pentru politică. Nu, nu voi face politică. Dacă voi intra printre ei, va fi ca să vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Dacă voi intra printre ei în partide printre partide la întâlnirile lor va fi ca să-l proclam pe Hristos și evanghelia lui acolo. Cred Cred că mă voi ruga și voi binecuvânta președinți. Cred că voi binecuvânta partide. Cred că îmi voi pune mâinile peste, peste, peste politicieni și vor fi un plus de Duhul Sfânt. Cred că îmi voi pune mâinile peste politicieni și vor fi eliberați de duhuri și vor fi un plus de puterea lui Dumnezeu. Cred că voi avea prorocii pentru, pentru, pentru uh, politicieni și chiar pentru președintele acestei țări sau care va fi că este că pentru acesta, că pentru care vor veni. Dumnezeu se va folosi de o generație plină de Duhul Sfânt. Și ca să slujim acești oameni, trebuie să fim acolo cu Dumnezeu. Trebuie să fim acolo cu Dumnezeu. Ilie era pe munte și cu asta închei. Punctul 3, îl las pe altă dată, pentru că e foarte important și punctul 3 și nu vreau să-l trec repede. Îl las pe data viitoare eventual sau când Dumnezeu va voi. Dar când Ahazia, regele corupt, a trimis la Ilie cu lipsă de respect, că asta nu suportă Dumnezeu. Și vreau să vă spun un lucru. Pastor, preot, enoriaș creștin, om din lume, cu toții vor da socoteală când disprețuiesc puterea lui Dumnezeu. Cu toții vor da socoteală. Vor da socoteală. Era Ilie pe munte. Era în slava lui Dumnezeu. Era în puterea lui Dumnezeu acolo. Stătea. Vă dați seama când mesajul lui a venit pentru Ahazia și a spus Ilie, de ce cauți vindecarea în altă parte când ai Dumnezeu în țara ta? De ce îl cauți pe Baal Zebub să te vindece când ai vindecarea în țara ta? Și era pe munte, ca să poți să-i spui unui președinte, nu ești corect înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te va judeca pentru asta. Ca să poți să-i spui unui rege, unui politician, nu ești corect înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu a văzut incorectitudinea ta, vei fi judecat de Dumnezeu. Așa, și așa, 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 Tu trebuie să fii pe munte cu Dumnezeu. Și trebuie să fii în voia lui Dumnezeu. A trimis Ahazia, regele mânios, o ceată de 50 plus 1 cu căpetenia lor. Și s-au dus la Eli și au zis, auzi tu care faci pe profetul, băi, pseudo-profetule, ia dă-te jos, mă dă-te jos de acolo, că împăratul are o treabă cu tine, vrea să te tragă de urechi că l-ai mostrat și ai zis că va muri de boală. Lui a vino și spune -o în față, dacă ai tu Și i a zis așa, dacă eu sunt omul lui Dumnezeu, să coboare foc din cer. A coborât foc din cer. A mai venit o ceată la fel. Auzi, mă Ilie, tu care faci pe profetul, bă, pseudo profetule Băi, ăla cu batistele, cu ungere, ia te jos, te-ai suit prea sus, dă-te jos de acolo, mă! Ia vină-o încoa' că vor ăștia, păgânii, să stea de vorbă cu tine, vor să te tragă de urechi, că prea ți-ai luat mâna, uh, uh, nasul la purtare. Dă-te jos! Și Elie zice, dacă eu sunt omul lui Dumnezeu, să coboare foc, o să coboare foc până învățați să vorbiți frumos și corect față de Dumnezeu și față de trimișii Lui. O să coboare foc. A treia oară au venit unii și au zis și. Fieți milă de viețile noastre. Vrem să vii să vorbești cu împăratul. Credeți că a avut Ilie curajul să-i spună în față ceea ce Dumnezeu i-a transmis? A avut curaj, da sau nu? Îl întreabă Ilie pe Dumnezeu, Doamne, să mă duc să-i zic hazia ce mi-ai zis? Și parafrazez. Oare nu ți-am spus eu, Domnul? Oare nu ți-am spus eu care am lanțuri cu care leg demoni? Oare nu ți-am spus eu care sunt autoritatea și puterea în universul acesta? Du-te și zi! Și a coborât Ilie. A coborât Ilie, s-a uitat în, în ochii lui Ahazia și a zis, Tu vei muri! Tu vei muri! Și de ce? Pentru că l-ai avut pe Dumnezeu lângă tine. L-ai simțit pe Dumnezeu lângă tine și ai fugit după alții. Îmi aduc aminte când era cineva în biserica asta care a după mine să-mi pun mâna în capul lui ca să primească daruri. Te rog, pune mâna în capul meu! Așa făcea, pune mâna în capul meu, vreau daruri, îmi lua mâna și mă punea în, cap, în capul lui. Vreau daruri, vreau să primez daruri, vreau să primez daruri, te rog, roagă-te! Mă, nu scăpam de el, te rog, roagă-te! Eu înaintea lui Dumnezeu vă spun că am rămas același om același om. Sâmbătă, nu, vineri, la, la conferința pentru familii, ne am pus mâinile pe oameni și au primit botezul cu Duhul Sfânt. Dumnezeu a vindecat, Dumnezeu a liberat. Familii care erau în prag de divorț, de dezbinare, au venit și au spus, Dumnezeu ne-a reabilitat. Dumnezeu ne-a pus iubire în suflet. Prin mâinile astea curge putere și va curge până va veni Domnul, asta, pentru asta trăiesc, pentru asta mă rog. Dar vreau să te întreb pe tine, care alergai după mine să primești daruri și ai primit. De ce nu mai alergi? De ce nu mai alergi să fim una? De ce nu mai alergi să ne iubim, să fim una? De ce nu mai alergi? Ce se schimbă în oameni? De aceiași oameni care alergau după tine să spui mâna în capul lor să primească putere, astăzi te aruncă la gunoi. Ce se întâmplă în oameni? Și ce se întâmplă? E unul cu coada care vrea să ne fure. Și ce aș vrea să ne rugăm? Să ne ridicăm în picioare chiar acum. Și să ne rugăm ca coada diavolului să n-aibă nicio putere asupra noastră. Amin? Vrei asta? Coada diavolului să n-aibă nicio putere asupra ta. Asupra mea. Asupra familiei mele asupra soției mele coada diavolului să nu, să n-aibă nicio putere am fost ieri cu o familie, vă spuneam că am fost cu o familie la discuții și îmi po povestea soția și mărturia aceasta este publică îmi dă voie să o spun eram la începutul căzniciei noastre când nici eu și nici Gabriela nu eram atât de puternici spiritual Gabriela avusese un prieten în lume când ea era departe de Dumnezeu și făcuse un prieten care a căutat-o din nou a căutat-o din nou și a venit un gând. Soției mele era căsătorit de câteva, nu știu, luni, un an, nu știu sigur. Și a venit un gând. Dar vorbește cu el, ce poate să se întâmple? Vorbește cu el. Și a început să vorbească cu el, cu iubitul din lume. Ha, ce, hei, ce faci? eu sunt măritat, am doi copii, crezi că îi pasă lor la că ești măritată și ai 17 copii? Am văzut femeie cu cinci copii care a fugit de acasă, cu iubitul de pe Facebook. Am văzut bărbat cu cinci copii vindecat de tumoră la creier, care când a fost vindecat și-a lăsat soția. Și credeți că e bine? Vă zic că nu. Și spunea soția ieri, mi-a adus aminte de incidentul ăsta și dădea exemplu din viața ei. Spunea la masă acolo, noi nu suntem la voia întâmplării. Noi nu suntem la voia întâmplării. Odată ce am venit la Hristos, nu ne putem juca cu coada diavolului. Nu ne putem juca cu coada diavolului. Acum pupăm picioarele Domnului, acum pupăm coada diavolului. Și povestea soția ieri și stăteam și mă uitam la ea și nu venea să cred cum diavolul ar fi putut să distrugă familia mea. Cum diavolul ar fi putut să distrugă lucrarea pe care eu o fac. Mai eram azi înaintea voastră dacă eu treceam acum câțiva ani printr-un divorț și mă chinuiam și mă țintuia dracu. Mai eram azi. Dar Dumnezeu care ne iubește și care ne ține în planul Lui nu ne permite. Nu ne permite. Deși soția mea abia apucase să, să vorbească și să-și să, să dea mesaje cu persoana respectivă, dracul vine la mintea ei, fiți atenți! Că asta e coada dracului care se bagă în casele voastre, asta e coada dracului care se bagă în inimile voastre. A venit la mintea ei și zi, zice, uite vreau să vorbim bună, bună, n-apucase să vorbească mult și zice, dacă cumva vine soțul meu, să știi că eu te voi saluta într-un fel, puseți o parolă. Puseți o parolă eu te voi saluta într-un fel. Dacă cumva soțul meu intră și vorbește cu tine, să știi. de nu, erau abia la început, dracu deja zice, puneți-vă parole, vorbiți, hai, vorbiți. Nu vorbiți niciodată cu dracu. Amin? Nu vorbiți niciodată cu el. Nu vorbiți niciodată cu cel în care simțiți drag de rebeliune. Rugați-vă pentru el și dacă nu vrea să se pocăiască, lăsați-l. Postiți pentru el chemați-l la pocăință și dacă nu vrea. Și îmi spune Gabriela, Toni, m-a apucat o depresie curuntă, m-au apucat atacuri de panică, m-au apucat niște frici, zice, trăiam cu groaza morții în fiecare zi. Până când? N-am îndepărtat persoana aia Până când nu m-am pocăit înaintea lui Dumnezeu Și până când la cină nu mi-a mărturisit păcatul Și am zis Iisuse tu mă poți vindeca Tu ai un plan cu familia asta și am înțeles că nu o pot distruge Tu ai un plan cu Tony și am înțeles că nu-l pot distruge Tu ai un plan cu Profides Și am înțeles că nu-l pot distruge Vreau să vă spun un lucru Nimeni nu poate sta împotriva unei lucrări pe care Dumnezeu a înălțat-o Că e soție, că e soț, că ești tu, că e altul, că spați Nimeni nu poate dărâma ceea ce Hristos a înălțat S-a pocăit nevastă S-a pocăit la cină, au vreo 15 ani în urmă A fost vindecată și eliberată de Dumnezeu Și de atunci a înțeles și niciodată, niciodată n a mai dat curs niciunui gând Niciunui gând dacă tu crezi, dacă tu crezi că poți să te joci cu coada diavolului, fă și vei vedea ce se va întâmpla. Dar eu vreau să mă depărtez de coada diavolului. Eu vreau să mă depărtez și să mă apropii doar de Duhul lui Dumnezeu. Haideți să ne apropiem de Duhul lui Dumnezeu. Hai să învățăm din aceste căderi, pentru că vreau să vă spun un lucru. Mă întorc la începutul mesajului, când v-am citit din Ezechiel 28, Lucifer, acest heruvim ocrotitor, era lângă Dumnezeu și a ajuns în cea mai adâncă grotă a iadului. Dacă nu veghezi și dacă nu te ții de Dumnezeu, poți să ajungi în cele mai înalte sfere ale pocăinței. Iisus Hristos ne-a zis, vegheați și rugați-vă, căci Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Și aș vrea să ne agățăm de unul corinteni, unul cu opt, care spune, tu mă vei păstra fără pată și fără zbârcitură până în ziua cea măreață. Așa să ne, ne legăm de acel verset din Ioan care spune Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Dar vrei tu să fii păzit de puterea lui? Eu vreau, eu vreau. Păzește-mă Doamne cu puterea ta. Păzește-mă Doamne cu puterea ta. Haideți să ne rugăm, hai să ne rugăm cu îndrăzneală înaintea Domnului.